A 14-a ediție a proiectului Școala de Vară, desfășurat la parohia Acoperământul Maicii Domnului din cartierul Burdujeni, a ajuns la final. Timp de 2 săptămâni, copiii au avut oportunitatea de a învăța într-un cadru non-formal și de a se dezvolta, beneficiind de un program educativ bogat și atractiv. Proiectul se încadrează în acțiunile parteneriatului Școală-Biserică și a primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Preotul paroh Gheorghe Husarciuc și profesorul Ramona Husarciuc și-au petrecut și în acest an parte din vacanță alături de participanți, organizând diverse activități destinate tuturor vârstelor. Programul pregătit a fost organizat pe mai multe secțiuni, cum ar fi Suntem copii credincioși, ne jucăm, învățăm, să pictăm îngeri, jucării croșetate, atelierul micilor iconari, atelierul de sculptură în lemn, inițiere în tainele psaltichiei. Cea de-a doua săptămână a școlii de vară a început cu un pelerinaj cu trenul la Putna, activitate desfășurată sub atenta coordonare a profesorului Gheorghe Hreniu. Ultimele zile ale școlii de vară au oferit copiilor posibilitatea de a-și realiza o icoană pe sticlă sau o jucărie croșetată, pentru unii dintre ei fiind o adevărată provocare. Toate realizările participanților au fost adunate într-o expoziție care s-a desfășurat duminică, 11 august, și care a fost sfințită și binecuvântată de preotul Marius Cotleț. Pe care ne prestești în cuvinte și Sfânta Evanghelie, că nu numai prin cinstirea Sfântului să ne amintim, dar și la înfățișarea lor privind și credem că mai deplin de vom înțelege și mulțumim de vom cinsti. Asemenea, caută pe icoane precurate Fecioare, născătoare de Dumnezeoare puterilor cerești ale tuturor Sfinților Tăi și cum ne-o să vine binecuvântează, iar pe cei ce se vor ruga ție înaintea lor, sau vor chema spre rugăciune pe Sfinții Tăi, cerând de la Tine dumnezească milă, iar de la Dumnezeu și ajutor, sprijin și mijlocire, ca de la niște castri și priuri din ei Tăi, auzi și le împlinește toate bunele dorințe, făcându-i ca un bun moștenitor împărăției Tale. Că Tu ești Dumnezeul mine și al îndurărilor și al iubirii de oameni, și Ție slavă lăsăm împreună și unuia Născătorului Tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Sfântului Tău Duh, acum și pururea și în vieții vecilor. Amin. După cele 2 săptămâni, copiii s-au declarat extrem de mulțumiți și încântați de activități, arătând că așteaptă cu nerăbdare ediția de anul viitor. Partenerii în cadrul proiectului au fost Asociația Mereu Tineri Suceava, Parohia Acoperământul Maicii Domnului Suceava, Școala Gimnazială numărul 10 Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Școala Gimnazială Jean Bart Suceava, Școala Gimnazială Măriței, Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni și Grădinița cu Program Prelungit 1-2-3 Suceava și Grădinița cu Program Prelungit Prichindel Suceava. Pentru Tine, Doamne, florile-nfloresc. Pentru Tine, noaptea, stele strălucesc. Pentru Tine, noaptea, stele strălucesc. Pentru Tine, ploaia, picură și cântă, și-n grădină cerne bucurie sfântă, și-n grădină cerne bucurie. Misiunea școlii de vară este să ofere copiilor o experiență vie a relațiilor cu Dumnezeu și cu semenii în spiritul credinței ortodoxe, într-un mediu natural, recreativ și educativ.